Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacucernici părinți și iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu cel întreime, slăvit și lăudat, suntem iată astăzi, în duminica a treia, după praznicul Rusaliilor sau al pogorârii Duhului Sfânt. Duminică în care, în fiecare an, biserica a așezat a se citi la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 11, versetele 22 până la 33, în care ni se vorbește despre grijile vieții. Mântuitorul Iisus Hristos ne învață și ne îndeamnă să nu ne îngrijim de ce vom mânca sau de ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Și ne dă exemple în acest sens. Cum păsările câmpului au ce mânca și cum tot ele și florile se împodobesc mai frumos decât podoaba pe care a avut-o chiar și împăratul Solomon, regele Solomon. În lumea de astăzi, în vremurile de astăzi, ca de altfel în toate vremurile, dar mai ales astăzi, în acestea în care trăim noi, atât de tulburi și de amestecate, grijile vieții ne ocupă de cele mai multe ori cea mai mare parte din viață. Grijile vieții sunt pe primul loc. Prioritar pentru noi este tocmai acest lucru. Ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, unde vom călători, unde vom petrece, unde ne vom petrece concediile, ce să mai cumpărăm, ce să mai achiziționăm, ce casă, ce apartament, ce mașină, ce să schimbăm, ce să înnoim, ce să primenim în viața noastră din punct de vedere material. Până la un punct, grijile pot fi justificate, adică preocuparea, nu grija, ci preocuparea de a avea ce trebuie, de a munci și de a procura cele necesare traiului de zi cu zi, de a procura cele necesare ție și familiei tale, soției și copiilor tăi. Cine nu muncește, acela să nici nu mănânce, spune chiar Sfântul Apostol Pavel. Nu încurajăm și nimeni și nici Mântuitorul n-a încurajat lenea sau trândăvia, nici pe departe. El, în schimb, a sancționat și biserica sancționează abuzul, exagerarea, întoarcerea sau răsturnarea axiologică sau valorică a lucrurilor, punând, cum spuneam, pe primul loc, de cele mai multe ori, aceste griji sau aceste preocupări ale noastre, de multe ori exagerate, pentru ce vom mânca, pentru ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Noi mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Hristos, în Evanghelia de astăzi, ne arată cât de bună și de binevenită sau de importantă este dreapta socoteală, echilibrul și măsura în toate. El astăzi ne arată că întâi de toate noi trebuie să ne punem încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Că de la El ne vine nouă toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Tot ce avem pe lumea aceasta, în viața aceasta, pe pământul acesta, de la Hristos Dumnezeu cel adevărat le avem. În El să ne punem toată nădejdea și toată încrederea. La El să alergăm, la El să ne raportăm. Să avem încrederea, încredințarea că datorită Lui suntem ceea ce suntem. Că la mila și la mâna Lui suntem și rămânem până la urmă. De aceea, Evanghelia de astăzi ne arată că noi nu trebuie să călcăm pe cadavre, potrivit principiului scopul scuză mijloacele, ca să obținem tot ce vrem și ne ambiționăm să vrem tot mai mult. Căci Sfântul Vasile cel Mare spunea că a doua și a treia cămașă pe care o porți, sau haină, este a săracului care nu are niciuna și care umblă gol și dezbrăcat, în frig și în ploaie.
Zice de sărac, nu de puturoși, nu de trândav, nu de leneși, dar spune de cel care n-are posibilitate. Și noi avem în exces și exagerăm uneori cu preocupările, cum spuneam, pentru grijile acestei vieți. Și atunci aceste griji ne copleșesc, ne afectează foarte mult, ne înving, ne biruiesc până la urmă, cădem robi sub ele, sub aceste griji, sub aceste preocupări. Ajungem la un moment dat într-o stare în care, psihologic vorbind sau psihic vorbind, nu mai vedem nimic decât cum să facem, cum să obținem, cum să agonisim, cum să procurăm tot mai mult, încât la un moment dat trebuie să ne întrebăm și să ne gândim că nu mâncăm cu 10 guri, că nu trăim 10 vieți, că nu vom duce cu noi nimic de aici, că nu vom duce lumea, că nu vom lua cu noi de fapt nimic. Marele împărat Alexandru Macedon, când a murit, a cerut, înainte de a muri, să îi se facă în sicriu două orificii, în stânga și în dreapta, să scoată pe acolo mâinile sale ca să arate întregului popor că n-a luat cu el nimic. Că a plecat așa cum a venit. Așa, gol ca în pântecele maicii sale. Apoi, noi trebuie să înțelegem că înaintea morții toți suntem egali. Bogatul n-a lăsat nimic, săracul n-a luat cu el nimic. Nici unul, nici celălalt nu poate să ducă sau să-și adauge staturii lor nici măcar un cot. După cum spune chiar Evanghelia de astăzi. Deci, să înțelegem că de aici pleacă multe conflicte între noi. De ajung oamenii să nu-și mai vorbească vecini între ei, neamuri, frați, rudenii între ei, din cauza averii, din cauza înavuțirii, din cauza dorinței de stăpânire, de înavuțire, că avem aceste trei ispite sau încercări care permanent ne bântuie pe noi. Dorința de avere, dorința de putere, dorința de plăcere. Toate trei păcate foarte mari, care de multe ori în viețile multora dintre noi, din păcate, se transformă în patim foarte mari, de-a dreptul de nevindecat, de netămăduit. Și atunci ajungem la un moment dat să ne întrebăm, în diferite momente ale vieții, în diferite încercări din viața noastră, la ce bun toate? Pentru ce toată această zbatere? Pentru ce toată această frământare? Sunt sărmani atâția părinți care s-au zbătut să procure copiilor, să le facă stare, casă, masă și când au fost mari s-au dus la studii în străinătate și au rămas acolo. Și ei au rămas cu casa pustie. Sau alții care s-au zbătut să facă, să aranjeze lucrurile într-un fel și ele la un moment dat au luat o cotitură exact inversă. Și te trezești că ai muncit, că n-ai apucat să înțelegi mare lucru din această viață, nu mai zic să te bucuri de ea în frumosul înțeles al cuvântului, pentru că tu toată viața ai robotit, ai ajuns la o vârstă, ai ajuns să te îmbolnăvești, ai ajuns să nu mai vezi în față decât case și mașini și la un moment dat să te întrebi ce am făcut cu toată viața mea până acum. La ce bun toate? Ce folos? Că uite, copiii au plecat, unul așa, altul așa, unul s-a îmbolnăvit, noi suntem de acum în vârstă și cu tot felul de neputințe și de multe ori rămâi singur sau aproape singur într-o casă mare și pustie. Repet, Evanghelia de astăzi nu spune să nu muncim. Evanghelia de astăzi nu spune să ne agonisim cele necesare. Dar Evanghelia de astăzi ne învață că este bine să ținem cont să nu fie nici uz, nici abuz. Adică să fie atât cât trebuie, cât ne trebuie. Și să știți, iubiți credincioși, că omul îi trebuie foarte puțin. Omul poate trăi extrem de echilibrat, extrem de simplu, extrem de normal,
cu foarte puțin. Dar noi am învățat și trupul, și mintea, și sufletul nostru, ambiționându-ne să procurăm sau să obținem sau să vrem tot mai mult, să nu ne ajungem niciodată cu ce avem, să nu ne săturăm din ce sau cu cât avem, ci să vrem tot mai mult. Și atunci intrăm într-o psihoză, într-o vrerie din aceasta în care, sau din care, mai bine spus, greu sau poate chiar imposibil să mai ieșim. De aceea, Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos în cuvântul, în Evanghelia de astăzi ne atrage atenția, ne avertizează, ne învață și ne îndeamnă că altele sunt prioritățile în această viață, pe acest pământ. Alta este menirea, altul este scopul vieții noastre pe acest pământ. Căci nu putem sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Căci nu putem să slujim și sufletului, și trupului, și lui Dumnezeu, și pântecelui în același timp. Nu putem, căci pe unul din ele ori îl vom băga prea mult în seamă, în timp ce pe celălalt îl vom neglija, ori pe unul îl vom sluji cu evlavie, ori pe celălalt îl vom ignora. Din Evanghelia de astăzi trebuie să învățăm și să reținem că omul poate fi tare bine și sănătos și trupește și mai ales sufletește cu cât îi trebuie, cu ce îi trebuie, cu măsurile, cu toate acestea necesare, civilizate de trai, dar în bună măsură, în echilibru, în dreaptă socoteală, nu exagerând, nu muncind peste puterile noastre, nu luptându-ne împotriva fratelui și a vecinului și a semenului nostru, fiind permanent într-o concurență, într-o competiție, să avem noi mai mult, mai mare, mai tare, dacă el are o mașină, noi să avem două, dacă el are o marcă, noi să avem altă marcă, dacă el are casa cu un etaj, noi să o avem cu două, și așa mai departe. Ci mai important este să investim în educația noastră, în educația copiilor noștri, în cultivarea virtuților pentru noi și pentru copiii noștri, în apropierea de Dumnezeu, în cultivarea relației noastre cu Dumnezeu, în dialog prin rugăciune cu Dumnezeu, în așezarea noastră sufletească, trupească, spirituală și morală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca din Evanghelia Duminicii de astăzi să înțelegem că ai Domnului suntem, de suntem bogați, de suntem săraci aici pe pământ. Important este să ne îmbogățim dincolo, în împărăția cea cerească și veșnică, unde să ne înveșnicim cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, treimea cea preasfântă și nedespărțită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.